Te Bună, pup, Madalina! Andreea. Ce Ce faci? faci? Eu sunt bine. Madalina, când ești gata, tu începem. Maria Nicolae, sper că nu greșesc, te întreabă dacă fac o facultate în România, pot să merg și în America să joc? Unde vei face întrebarea? Acum, Andreea, te rog să mă ajuți și tu la anumite întrebări. Poate spui și tu punctul tău de vedere, însă nu cred că contează foarte mult în momentul de față unde faci facultatea. Contează foarte mult cât de bun e sau ce ai învățat sau concret ce faci. Și ceea ce pot să spun despre actorie contează foarte mult self-tape-urile, audițiile, cât de bun ești la audițiile respective. Deci Exact. contează mai puțin unde ai terminat studiile. Important e să ai acolo un background, să ai o facultate. Cred că studiile sunt foarte importante, deci chiar recomand, dacă vreți să vă apucați de actorie, să învățați de la profesioniști, adică oriunde mergeți, să poate eventual să încercați diverse cursuri de actorie, să vedeți care vi se potrivește cel mai bine și să până să ajungeți la castingurile profesionale, să aveți experiența asta studiului, să faceți toate greșelile pe care puteți să le faceți în școală, să nu le Exact. faceți pe ecran. Da, pentru că Da, exact. din greșeli învățăm până la urmă. Da, uite, eu am experiența cealaltă, într-adevăr, deci cursurile și oricum noi ca și actori continuăm lucrurile astea de-a lungul carierei și actorii de care știți voi de la Hollywood în continuare să pregătesc de fiecare dată pentru fiecare rol încep o nouă. Foarte mulți spun că după fiecare rol parcă începi de la zero, nu contează ce am făcut înainte, trebuie să mă pregătesc pentru că fiecare rol este diferit, fiecare accent Da, și da. ca să nu mai spunem că aptitudinea de a juca este o aptitudine care necesită pregătire și, cum să spun, ascuțirea simțurilor constantă. Așa că nu poți renunța, nu poți face facultate sau câteva cursuri la început și după aceea începi să lucrezi și spui că nu mai ai nevoie. Așa că, da, și în Da, din punctul același meu timp, de nu faci vedere, contează, nu faci. da, e foarte, foarte adevărat ceea ce ai spus tu și este puțin, adică dacă practic un atlet, dacă nu se antrenează, își pierde din exercițiu, își pierde abilitățile și cred în calitate de actor că trebuie neapărat să continui să te perfecționezi, să continui să Exact. practici. Cu cât, adică eu una simt, dacă nu lucrez o perioadă îndelungată și mă asigur mereu să Vezi. fac fie un curs, fie să lucrez cu colegii mei, să lucrez întotdeauna la. Da, deci cred că auziți, aici este furtună la mine. Plouă torențial. Îmbrățișări Sper calde, că va opri Madalina. curând. Și am un flashback când eram mică cu bunica la țară și mi era frică. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să-ți fie frică Mi era frică, de da. Eu și eram la cum. oraș, da, și eu la fel. Și acum sunt. Mie nu-mi place foarte mult ploaia și mă neliniștește și tunetul și fulger, toate astea. Da, deci și cu privire la întrebarea ta, Maria, pentru Anglia, deci vorbesc din experiența proprie, ei nu te întreabă niciodată, fac și eu ca Madalina, când te duci la audiții, ce facultate ai urmat. A, dacă ai fost în România, Nu nu mi s-a putem întâmplat schimba. niciodată, Nu nu. contează. Așa cred că este și America. Nu am fost niciodată personal în America, nu am lucrat niciodată pentru o producție americană, dar aici așa este în Anglia. Eu personal, Mă mai auzi, Andreea? te-am auzit, da. Sper să nu pierd semnalul. Merge bine deocamdată. Merge bine, da. Continuăm, Eu pe nu am bine. fost la o facultate în România și am făcut aici cursuri foarte multe și, cum am zis, o să continui pentru că trebuie. Așa că, Maria, Da. sper că te-am liniștit și te-am răspuns la întrebare că nu ai nevoie să mergi, dacă vrei, dacă ațintești spre America, să mergi la o facultate în America pentru că pentru ei contează să fii bun pentru rolul respectiv. Cred că doar Și alt de acum. adăugat aici ar mai fi, dacă chiar vrei să lucrezi în limba engleză, să tot așa, să încep să practici încă din România, eventual, scenarii în engleză sau pentru că Absolut, e ceea ce mă puțin duce. diferit. Să lucrezi în Exact, limba mă duc română și la. să lucrezi în engleză e puțin.
E o oarecare diferență și atunci e important să te obișnuiești cu Exact despre asta o să vorbim acum, pentru că, într-adevăr, în aceeași, întrebarea asta a fost pusă de multe ori: cum pot învăța engleza mai ușor? Și asta voiam să aduc cu privire la America și la Anglia. Care au fost punturile tale pentru a învăța engleza? Nu știu exact când s-a, adică eu am fost la un profil filologie bilingv, am învățat engleza de mică, însă nu știu să pot să dau așa un răspuns exact când s-a produs click-ul ăla. Eu practic în Anglia am ajuns prima dată pentru a face diverse cursuri și a vedea diferite metode de actorie și mi-a plăcut foarte mult metoda Meisner. Dar am încercat diverse, că până la urmă, prima mea școală, de fapt, în Anglia a fost Met Film School. Am fost la un curs acolo de 6 luni de zile, apoi am fost la Lambda pentru Summer School. Am încercat practic diverse metode, diversi profesori, diverse școli, până când am ajuns și la The Actors Temple, unde am stat 2 ani de zile pentru că mi-a plăcut foarte mult că se făcea foarte multă practică. Și pe textele pe care mă interesau pe mine, ceva mai contemporane. La Lambda am făcut foarte multe texte clasice. Da. Dar fiecare, adică de asta spun, că cred că e foarte important să vezi ce ți se potrivește ție. E bine să iei câte puțin din toate și apoi să-ți creezi tu propria ta metodă de lucru. Exact, ce se potrivește ție, Da. da. Um, Dar eu, nu de știu să spun când exemplu, am învățat engleza eu exact, că știi cum e. În România chiar se pune accent pe limbi străine și e un lucru pozitiv în țara noastră și cred că e foarte important să cunoști cât mai multe limbi străine. Acum chiar da, te ajută. te ajută, Te da. ajută. Chiar îi sfătuiesc pe tineri să pună accent pe limbile străine. Eu cred că foarte mulți m-au întrebat și pe mine despre engleză. Cred că cel mai important este să ieși din capul tău, să vorbești efectiv cu cineva. Eu ce am Da. avut un avantaj a fost că prietena mea, când creșteam, eu când eram adolescentă și puștoaică, era la fel de pasionată de engleză și vorbeam între noi două. Și vorbind, ne-am dezvoltat limbajul. Ca să nu mai spunem că ascultam atent la televizor, mă uitam la subtitrare și ascultam ce se traduce. Și că Când m-am de mine și îmi spuneam de ce televizorul așa de tare, voiam să văd ce se traduce. desenele animate înainte erau fără Și erau numai bătut în din engleză, America. fără Yeah. subtitrare. Și cred că așa noi am Și învățat foarte asta, bine de fapt. engleza de Absolut, atunci. da. Și o Da. combinație între școală, vorbit cu prietenii tăi, învățat de la televizor, cântece, cred că ne-am învățat foarte mult în engleză. Mie una mi-au plăcut Nu am limbile învățat. străine. Am luat și, adică, și părinții mei puneau accent pe limbile străine și atunci am făcut meditații în privat, adică chiar dacă poate la școală uneori faci lucrurile puțin superficiale, uneori, alteori ai norocul să ai un profesor bun care trage puțin de tine și îți dă teme și te ajută în sensul ăsta, dar da, am pus... Mă bucur că părinții mei Te-au au ajutat. tras de mine să învăț limbi străine, franceza, engleza, spaniola și ce-i Da, drept eu cred acum. că noi românii avem un talent datorită limbii noastre care e atât de influențată de alte limbi și Da. cred că avem un talent, cred că avem o cale mai ușoară spre mai multe limbi, pentru că suntem atât de mulți dintre noi care suntem poligloți, încât cu Da. siguranță e un talent românesc. Da. Ne e foarte ușor să învățăm spaniola, italiana, că na, Exact. suntem latini. Și... Exact. Și asta m-a întrebat cineva: dacă este mai ușor să vorbești, să înveți limba dacă te muți în țara respectivă. Cred că este Cu evident că da. siguranță. Da, cu siguranță, pentru că ești automat obligat să vorbești limba respectivă, să exersezi cât mai mult, să practici. Așa că... Da. Dar asta e. Practice, practice, practice. La fel și cu actoria, la fel și cu limba. Asta e, nu este niciun o mai scurtă cale spre Nu, a ajunge nu. până la Și nici asta. nu e de recomandat. Adică cine încearcă să-ți
să-ți vândă o cale mai ușoară, uite că dacă faci, nu știu, sau dacă cumperi nu știu ce curs, cu siguranță vei, vei învăța limba în 10 zile, nu există. Adică muncă, muncă. Da. Așa, uite, să rămânem iar spre alte melaiuri, ca să spunem așa, cum ai ajuns să lucrezi ca actor în alte țări? Păi cam asta spuneam, eu am început în diverse cursuri în Italia, în Anglia, apoi am ales școala care mi s-a potrivit mie cel mai bine. Am fost norocoasă pentru că încă din primul an de studiu, adică încă de când eram la Met Film School, un profesor m-a recomandat unui agent și atunci am avut agent încă din primul an de când eram în Londra. N-aveam neapărat intenția să rămân acolo atât de mult timp sau să mă mut acolo. Inițial am plecat cu dorința de a studia și a deveni cât mai bun în ceea ce fac. Și apoi, normal că am fost prinsă în conjunctura respectivă și m-am bucurat că am început să am audiții și am început să am casting-uri și am vrut eu să devin cât mai să învăț cât mai mult, și n-am renunțat și încă nu renunț la cursurile respective sau la, de exemplu, accent, încă lucrez la accenturi, la accentul american sau la accentul, adică, na, și încă mai lucrez la limba franceză sau, adică, întotdeauna înveți. Da, absolut. Da. În Italia, la fel, făcând diverse cursuri, am început să aflu puțin cam cum funcționează lucrurile, cam de unde trebuie să începi, să ai un showreel, headshots, apoi am abordat un agent de acolo, eu știind italiana foarte bine, e foarte ușor să lucrez acolo, și știi cum e, până când a prins primul proiect mare, eram încă în școală când am făcut rolul pentru The Young Pope, eram în ultimul an și lucrurile astea nu pot decât să te bucure și să îți dorești să lucrezi cât mai bine și cât mai mult, da. Și da. Așa am rămas în Londra, practic. Am început cu dorința de a studia, mi-a plăcut, m-am adaptat ușor și apoi am continuat acolo. Iar altă întrebare super interesantă. Ai întâlnit limite în cariera ta? Cum le-ai depășit? Adisa Nicolae. La ce crezi că tu ce ai răspunde, de exemplu, la ce crezi că se referă dacă am întâlnit limite? Cred că cred că limitele noastre sunt puțin diferite totuși. Limite. Nu știu, uite, dacă se referă la faptul că uneori încerci să faci self-tape-uri și pentru American roles sau și nu ești chiar, sau pentru British, când îți cer RP, Received Pronunciation, și atunci trebuie să lucrezi la accentul respectiv pentru, și pe textul respectiv. Deci aș spune că limitările sunt din punctul ăsta de vedere mai mult al accentului. Poate mă gândesc poate la progres, la obține proiecte de calitate, a lucra poate cu actorii care vrei tu, poate ți-au fost puse impedimente cu privire la, nu știu, vreun casting care de fapt ai gândit că ești potrivită, da, nu știu. Dar vreau să zic că limitele cumva sunt aici mai mult și trebuie întotdeauna să încerc să le depășești. Pentru că da. Dacă nu ai, de exemplu, dacă nu ai foarte multe audiții sau foarte multe castinguri, cum poți să reușești? Creându-ți propriul proiect, făcând ceva. Exact. Încercând eventual să, nu știu, că acum sunt foarte multe, se fac filme de scurtmetraj cu telefonul. Adică să creezi ceva, știi, să-ți creezi singur de lucru dacă nu ai de lucru. Și e așa de un avantaj, așa de mare, că de multe ori, și cred că noi românii, pentru că suntem foarte perfecționiști și foarte mândri de calitatea lucrurilor care am putea să-l facem, câteodată nu facem pentru că credem că trebuie să fie high standard sau nu e deloc. Și cred eu că nu e adevărat, că e bine că, din nou, practice makes perfect. Putem să învățăm atât de mult doar prin a aplica de la zi cu zi tehnicile practice. Deci n-ai cum să înveți unele lucruri dacă nu le faci.
Da. inclusiv actoria, dacă nu te apuci să filmezi, să vezi din ce unghi, dacă nu te apuci să găsești sunetul cel mai bun, Da. mă gândesc la făcând filme sau scriind, dacă nu pui pixul pe hârtie Nu ai cum pentru să prima înveți, dată, nu ai da. cum să progresezi, și nu ai cum, niciun fel, să scoți opera perfectă din capul tău, dacă până atunci nu ai exersat, nu ai greșit, ca să nu mai spun la fel cum spuneai tu, să greșești într-un cadru protectiv, cum se spune aici, în care, de exemplu, la școală sau cu prietenii tăi, în care aveți cu voi să vă jucați, aveți voi să greșiți și nimeni nu o să râdă de voi, pentru că sunteți toți la același stadiu și toți progresați. Da, La da. fiecare zi, dacă faci lucrurile astea, o să vezi că, da, m-ai învățat un lucru nou. Și da, într-adevăr, limitele sunt aici. Pe dreptate. Să continuăm cu cum se pare diferența între a juca într-un film din România și un film din străinătate? Cred că fiecare film e diferit, dar n-aș spune neapărat în funcție de țară. Fiecare echipă e diferită și atunci, practic, trebuie să te adaptezi, pentru că fiecare regizor e diferit, fiecare regizor are viziunea lui. Sigur, e diferit să lucrezi acum la seriale și e diferit să lucrezi la film, teatru. La teatru faci foarte multe repetiții, totul este live, la film te pregătești foarte bine și filmezi poate mai puține scene, adică cu siguranță mai puține scene într-o zi, pe când serialul se desfășoară într-un ritm mai alert. Ce pot să spun acum legat de România e că filmam foarte mult într-o zi și atunci a trebuit să mă adaptez la filmul alert de filmare, cu care eu nu eram neapărat obișnuită, dar te adaptezi ușor, te adaptezi unei echipe noi, coactorilor până la urmă și este un lucru de echipă, orice producție și cred că asta e marea diferență. Fiecare producție e diferită. Îmi place întrebarea asta, Te rog. juicy. Care este cea mai emoționantă întâmplare din timpul filmărilor? Trebuie să mă gândesc puțin aici. Bănuiesc că se referă strict la serialul Sacrificiu sau în general? Au fost general. În general. Cred că primul proiect mare a fost, desigur, The Young Pope, producție HBO. Am lucrat cu trei camere de filmat, adică o cameră era pe mine, o cameră de filmat era pe Scott, celălalt actor, și pe Jude. Cred că, fiind așa un proiect de anvergură și știam că, de exemplu, o singură zi de filmare era pentru o singură scenă, atunci, normal că am simțit oarecare presiune. Dar după, nu știu cum să zic, după prima oră în care poate eram puțin mai agitată, wow, mi s-a schimbat ceva în scenariu sau stai să mă citesc încă o dată, să repet. După ce a trecut acea oră, m-am simțit foarte, foarte bine Relaxat. cu echipa iar filmările au decurs cum trebuie. Cred că aia a fost cel mai mare challenge al meu, din punct de vedere actoricesc. Primul meu film de scurtmetraj a fost Blue Moon. A trebuit să interpretez rolul unui vârcolac și atunci m-am uitat la diverse documentare despre Despre copii care au vorba. fost crescuți cu animale. Și da, și să le studiez așa puțin mișcările și că m-am gândit eu că nu pot să fiu un vârcolac. Practic sunt o fată care noaptea după luna plină se transformă în vârcolac și atunci voiam să îmi dau seama cam cum pot să interpretez cât Ce mai interesant. believable, cât mai real. Ăla a fost Sunt primul meu short, așa. Da. Prima mea filmare, Și am zis. am o întrebare care se leagă puțin de asta. Care a fost Te rolul rog. tău favorit atunci? Rolul meu favorit? Iar o întrebare foarte grea, pentru că fiecare în parte este preferatul tău și până la urmă rolul preferat cred că e următorul. Nu știu ce să zic. Următorul pe care, pentru că, știi, ești atât de excited,
Ok, următorul, următorul, Încă. următorul. Da, și... Creez personajul. Da, și îți creezi personajul și te... nu știu, sunt... nu cred că poți să faci diferențe. Nu cred că poți. Îmi place comedia, îmi place Lasă-mă gândesc. drama, îmi place... Da. Nu cred că poți să le diferențiezi. Când notam întrebarea asta, lasă-mă gândeam, am zis că eu n-aș putea să aleg. Cred că am răspuns la întrebarea asta, dar în caz că te-ai gândit la altceva, cât de grea este munca de actor? Câte de o muncă, ore de muncă necesită? Cât de grea este, eu am cam uitat. Am cam uitat asta pentru că pentru mine nu e greu. Nu știu dacă pentru tine e, Andreea, dar sincer, când iubești ceea ce faci, îți transformi într-un fel hobby-ul în carieră și automat iubești ceea ce faci. Adică nu văd greutatea muncii în sine. Sigur, unele perioade sunt mai dificile și mai aglomerate și alte perioade sunt mai relaxante. Și ceea ce pot Da. să spun din experiență este că atunci când nu primești audiții sau nu ai foarte mult de muncă, îți dorești să ai și când ai și filmezi pe bază rulantă, îți dorești o pauză. Adică... Exact. Exact, păi, sunt ca autobuzele, și audițiile și rolurile, vin toate odată. E o vorbă Exact. aici în Londra, nu știu dacă e și în România Sau nu neapărat știu dacă ți valid, se dar... întâmplă și... Dacă ți se întâmplă ție fix când decizi să mergi într-o vacanță, atunci primești un telefon că trebuie să te Exact, întorci. Adică... nu știu. Pentru mine, munca de actor în același timp, dacă ar fi doar crearea personajului și fiind pe scenă și fiind pe platou, ar fi fantastic. Dar pentru mine, cred, și îmi imaginez că și pentru tine e la fel, una, audițiile și self-tape-urile, deci să mergi lung și în lat pentru audiții sau să faci ori întregi pentru un self-tape de 5 minute, pentru că Da. n-ai cum altfel, îți trec ore, zili întregi. Așa, apoi partea tehnică, care cred eu că, cel puțin aici în Londra, în Marea Britanie, e un lucru pe care noi actorii trebuie să-l facem, este să mergem la workshop-uri tot timpul, să contactăm, este admin, cum se spune, adică să contactăm casting directors prin e-mail, să găsim agenți Uite, buni, eu nu să... prea fac asta, să contactez casting directors. Nu prea fac asta, dar ceea ce fac foarte mult și ajută este să îi ajut și pe ceilalți când fac self-tape-uri. Pentru că înveți și tu și atunci exersezi și tu. Și atunci, Exact. automat, vezi anumite lucruri pe care poate celălalt actor nu le vede, îl ghidezi puțin, deci facem și puțin de muncă regizorală, într-un fel. Da, exact. Păi suntem sfătuiți să citim cu un alt actor ca să Da. primim feed-ul ăla de care avem nevoie, pentru că acting is reacting și ai nevoie de cineva bun care să-ți dea replica bine. Apropo de inspirații la self-tape, iar la fel citeam cu o altă actriță și mă gândeam... Oh, modul în care lucra pe text nu mi era cunoscut, pentru că ea fusese la o facultate în România de actorii la UNTC, cred, și nu mi era cunoscut. Și când am văzut cum lucrează, am zis, ea la fel am învățat încă un lucru nou și Da, iar am înveți de la fi. limba. Da. Da, deci pentru mine asta e chestia, partea tehnică. Mă bucur că nu... într-adevăr, suntem la stadii diferite în carierele noastre, dar pentru mine asta e munca de actor, e și ce se întâmplă în backstage, cum se spune, și... Da, cum am zis, e-mail-urile alea pe care trebuie să le trimiți, te uiți mereu ce workshop-uri se întâmplă, să îți cauți mereu un agent mai bun dacă ai nevoie, să lucrezi cu alți actori, să accente, toate astea. Deci asta e Știi cum munca de e? actor, dar Da, într-adevăr e frumoasă, dar e și până la urmă se numește show business, adică este un bine. business și Exact. trebuie să facem și partea asta la care eu poate mă pricep mai puțin, dar să știi că da, trebuie să lucrezi la tine. Tu practic ești instrumentul tău. Dacă nu te ajuți, se observă și trebuie oportunitățile. Cum să zic, atunci când bat la ușă, trebuie să fii pregătit pentru ele. Adică Da. trebuie să fii pregătit și
Să fii pregătit, nu poți, nu poți să fii pregătit doar stând degeaba și așteptând oportunitățile să facă. Așteptând să-ți dea un Trebuie să. rol, așteptând să, Da. exact. Și, deci am trecut de jumătatea aia de oră, dar mai avem încă, Deja, wow! dar mai avem încă vreo câteva întrebări, așa că putem să extindem, cum am zis, o să dăm încă 10 minute. Repede, repede. Mi-a plăcut întrebarea asta. Cum să-mi conving părinții să mă lase să studiez actoria? Amalia Cioban. Să știi că dacă ei și-ar da seama cât de mult îți place ție și cât de constructivă poate să fie, adică nu știu tu, Andreea, ce poți să spui, dar eu aș zice că nu există o rețetă, adică cum exact să convingi pe cineva, dar cred că dacă ți-ar vedea pasiunea, devotamentul, și te-ar vedea lucrând serios și luând în serios meseria asta, probabil că nu ar zice nu. Pentru că ei, până la urmă, își doresc binele și cu siguranță trebuie să termini școala, trebuie să. Și dacă ai actoria ca. Poți să lucrezi, poți să faci actoria ca hobby, inițial. Eu Da, asta pentru că trebuie recomand. să vezi cum ești, dacă într-adevăr, dacă este, pentru că e foarte, ce vedem noi la televizor și mai ales când suntem adolescenți, e foarte glamuros ce se întâmplă cu actorii. Ne imaginăm cu toții că toți mergem imediat, facem un film, mergem pe covorul roșu, ne Da, îmbrăcăm și nu e frumos deloc și după așa, aceea da. așteptăm pentru următorul rol fantastic, dar nu este așa și părinții noștri, bineînțeles, că știu lucrul Știu ăsta. asta Și că și. nu toți reușesc la nivelul respectiv. Cum ai spus și tu, ne vreau binele și de asta vor să se asigure că o să ai un job pragmatic care o să-ți aducă bani, care să nu te facă să mori de foame. Eu știu vorbele astea foarte bine pentru că am avut și eu părinți la fel și mi-a luat ceva vreme într-adevăr să-i înțeleg și îmi imaginez, Amalia, că ești puțin tristă că poate conversațiile care le ai cu părinții tăi când îți spun că nu ai voie să dai la actorii, te rănesc puțin și cum am fost și eu acolo. Da, deci cum spuneam, Mădălina, cred că asta e cheia, să le arăți într-adevăr că ești serioasă, că o să fii dedicată, că nu o să renunți și apoi că ești fericită. Iar, din nou, părinții nu ne doresc cel mai bun lucru și să ne se întâmple și în momentul în care eu asta voiam când eram de vârsta ta, să mi se dea oportunitate să fiu acolo pe scenă. Pentru că atunci când părinții mei vin și mă văd, una poate consideră că sunt bună și, măi, un copil care are talent, băi, trebuie să faci ceva pentru Da, asta. da. Doi, mă văd fericită. Și ce părinte nu vrea să-și vadă copilul fericit? Și atunci merg până în pânzile albi pentru că știu că asta îți dorești și Eu la asta ești bun. am terminat facultatea de litere, de exemplu. N-am terminat, adică în București m-am dus la o facultate așa cum m-au sfătuit părinții mei, însă între timp am și continuat cu hobby-ul meu, cu actoria. Și cred că asta este soluția, să faci ceea ce poți în privința asta și în același timp să îți continui și studiile. Nu știu exact câți ani are sau adică nu știu nici tu, da. Nu. Da, să le Da. spunem să-și Dar pună foarte bine vârstele. ai spus, când părinții te văd fericită, e foarte important pentru ei și când te văd îți văd ambiția și văd că nu e doar un moft, pentru că ăsta este întotdeauna teama părinților. A, o să fie doar un moft și nu trebuie să-și neglijeze studiile, pentru că studiile sunt Exact. esențiale și sunt Și viitorul. apoi, cred că sunt soluții și îmi cer scuze să menționez, dar asta până la urmă este platforma noastră și de asta avem discuția noastră, pentru că asociația noastră exact asta face. Sunt metode prin care să poți să înveți, să joci și să faci alte lucruri ca și hobby, cum a spus și Mădălina, într-un mod protejat, în care, uite, noi, de exemplu, suntem gratuiți, deci nu trebuie să dea bani părinții tăi. Și atunci când părinții tăi iar văd că tu creezi, că
crești, că într-adevăr ești fericită și într-adevăr ești bună la ceea ce faci, an după an, an după an, atunci they will give in. Da, O și să... felicitări, Andreea, pentru o inițiativă. Adică de asta m-am și implicat și am zis să știe cât mai multe lume de voi, pentru că e o oportunitate pentru tineri, pentru adolescenți să se implice în Da, sistematic. este pentru ei, este absolut pentru până la 18 ani, de la 5 până la 18 ani, deci este foarte variată. Este variată în ceea ce pot ei să facă și cum pot ei să se exprime, cum am spus, și în scris, și în oral, și în film, și în teatru. Și pot să o fac acum, în perioada asta, în perioada de pandemie, pot să o fac de acasă, de pe telefonul mobil. Uite, asta e alt lucru care eu, ca și părinte, de exemplu, vreau să-mi văd copilul că își folosește device-ul, își folosește telefonul într-un mod creativ și frumos și constructiv. Și asta puteți să faceți și voi. Mergeți pe website-ul nostru și o să vedeți mai multe. Sunt foarte mulți care deja ne trimit mesaje și ne întreabă. Sunt multe metode prin care poți face lucrurile astea la vârsta ta acum, safe, ca după aceea mai târziu, când ajungi la 18-19 ani și ești sigur că vrei să faci actorie în continuare sau poate alt aspect al artelor dramatice, atunci mergi la facultatea de actorie ori din România, ori din altă parte, nu știu. Îți dorim tot succesul din lume. Altă întrebare și cred că se leagă de chestia asta, doar să menționez cum poate o persoană timidă să-și învingă emoțiile. Tu ai un sfat? Cred că tot așa, prin exercițiu. Până la urmă, dacă mergi la o școală de actorie, ești obligat să fii acolo, pe scenă. Și cred că la un moment dat te obișnuiești să-ți transformi aceste emoții, care poate inițial sunt destructive, să le transformi și să fie constructive, pentru că nu avem cum să nu avem emoții deloc. Și cred că aici poți să intervii și tu, Andreea, să-mi spui dacă tu cumva ai scăpat de emoții vreodată, pentru că eu una încă mai am emoții. Și Emoții e normal. acum. Trebuie doar să înveți cum să le Le transformi învingi și le folosești. și să le folosești în favoarea ta. Și în favoarea Da. personajului, poate, în favoarea ta. Și colaborare, cred că dacă vorbești cu cei de vârsta ta, creezi piese, creezi filme din nou, creezi un personaj, e imposibil să nu crească încrederea în tine, pentru că cred că de asta suntem timizi de cele mai multe ori, că nu avem foarte multă încredere în noi și în abilitățile noastre. În momentul în care iar creiem împreună, suntem într-o echipă, ne susținem unul pe altul. Da. E imposibil să nu treci peste fracul ăla. Apoi, da, emoțiile, într-adevăr, înainte de a intra pe scenă, înainte de a începe, când clapă pe orice, simți emoția aia și așa, dar, într-adevăr, o folosești constructiv în personajul Și tău. înveți Cel mai cumva cum să multe. te cum să-ți înveți cumva cum să-ți axezi atenția, să spui atenția pe celălalt, pe partenerul tău, pe ceea ce faci și Și cumva exact. dispar emoțiile. Adică până Absolut. nu. Da. Ieși Până din tine și reflectezi prin partenerul de joacă, partenerul de scenă și partenerul de pe platou. Și atunci, dacă nu te mai concentrezi așa de mult la tine, nici nu-ți dai seama când tot trecut ești la interval și te-ai Corect, descurcat și corect. apoi Mai aplauzul ales la când îți final. place ceea ce faci. Normal că dacă o Exact. să descoperi pe parcurs că poate nu e atât de fascinant cum credeai, o să renunți. Exact. De asta este bine să începi actoria ca hobby și apoi să îți dai seama dacă e pentru tine sau nu. Exact. Și eu exact de asta m-am testat, pentru că am vrut să văd, pentru că eram puștoaică, mă lăsau ai mei să practic lucrul ăsta. N-am putut nici eu să stau la facultate în București sau în Iași. Și a trebuit eu să pe picioarele mele să mă mut aici și să mă mut în Londra și atunci să mă gândesc, vreau să fac cât mai multe, să am cât mai multe oportunități, să încerc cât mai multe chestii, să mă asigur că vreau să fiu actor din motivele corecte. Pentru că Da. dacă vrei să fii actor pentru bani, pentru Sau faimă, celebritate, pentru nu e, nu. celebritate, este greșit și este Îți pierzi gol. răbdarea până să ajungi acolo. Adică e atât de mult de muncă Și face încât. alegeri greșite. Da.
cum să spun, cei care devin celebri doar prin accident sau din primul an sau nu știu, chiar s-a întâmplat, e o întâmplare, sunt mult prea puțini. Sunt mult mai mulți cei care lucrează și, ani și ani de zile și poate au un rol, nu știu, după 5 ani de zile primul rol sau... Exact, da. Cred că am acoperit, pentru că au fost câteva întrebări care s-au repetat, am acoperit majoritatea lucrurilor. Noi o să fim la dispoziția voastră oricum. Întrebați-ne, vă rog, orice, bineînțeles, orice decent. Vă mulțumim foarte mult că... Legat de subiect, adică, da. Legat de subiect, exact. Eu primesc foarte multe întrebări, n-am cum să răspund la toate, dar iată că din când în când trebuie să facem un live și să vă lămurim. Sunt sigur că o să mai facem un Q&A din asta cu Madalina. Eu, mulțumim, Madalina, pentru că... Și eu, Andreea, mi-a făcut plăcere, cu mult drag și vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Absolut. Mulțumesc mult pentru interviu, Andreea. Oh, cu mare drag. Eu interviu. A fost interviu mult prea... prea sună așa prea... pentru conversația aceasta relaxată. Cu mare drag. Mulțumim toți!